aflăm în față la Calatis Therm. Am încercat să luăm legătura cu cineva de aici pentru a afla de ce Mangalia este din nou fără căldură. În condițiile în care temperaturile scad în fiecare zi, oamenii tremură în continuare de frig în casă. Inițial, căldura se furniza de la 10 dimineața la 10 seara, apoi duminică s-a făcut o propunere de furnizare a agentului termic de la 5 la 10 și de la 17 la 24, dar nici măcar acea propunere nu este respectată. Acum așteptăm să vedem care sunt noile norme de furnizare a agentului termic. Până atunci nu ne rămâne decât să tremurăm de frig. Directorul economic, să cum îi spune, directorul Popa din primărie. Director, da. Ce este? Da, economic. Directorul economic. Da. Așa? Și zic, domnul Popa, zic, am citit protocolul pe care l-a semnat dumneavoastră cu Calatis Therm. Da, și a semnat pe partea financiară. Da, știu. Ce știți? Ce nu răspunde nimeni la telefon. Toată ziua i-am căutat. La un moment dat, domnul Filipon a trimis pe cineva la ei. Nu știu ce au rezolvat. Deci acum am vorbit, dar cu două minute am vorbit cu Popa. Într-adevăr, era 12 ore să dea, duminica a fost și întrunirea cea consilier și cu... Dar de ce mai umblă cu consilier și cu nu știu ce Dumnezeu când vede că afară sunt minus 15 grade și își bați joc de 40.000 de locuitori, sunt 30 și ceva de mii care sunt arondați la Calatis Therm. Așa este. Ce să facem? Asta vrem să aflăm și părerea dumneavoastră. Păi părerea noastră asta este. Asta e problema, că noi suntem la zi cu taxele, cu toate taxele. S-a apucat Samilogi la șantierul naval, Samilogi la tot orașul să plătească taxe și impozite, să le dea la aceștia bani naval, să aruncă cu combustibil și uite ce le fac. De azi noapte, de la 10, n-am mai dat căldură. Anul trecut de mine, nu? Acum 2 ani, a mers foarte bine, fără probleme. Anul ăsta... Da, vreme și vreme, că... Da, e vreme, ce? Da, aseară și acum, dimineața, acum e întrerupt până la ora 5 după amiază. A intrat în programul care s-a stabilit de duminică? Da, ăla, de la 5 la 11, 23 și de la... Am înțeles. Cum vă descurcați? E... Mai băgăm radiatoare. Da, bine, mulțumim. Bine, mulțumim. E ger mare, casă e frig, sunt bătrâni care plâng. Ce să faci? Asta e. Firesc, adică era căldură 24 din 24, acum, la data asta, ca, așa, avem același program de funcționare ca și cel din oraș. Și astăzi ați avut? Astăzi am avut ca de obicei. Nu s-a apă rece, nu apă caldă, caldă deloc, căldură deloc. Aici trebuie apă caldă mereu. La bătrâni aici să spălăm cu mâinile, vin nerocit de tot. Ne îmbolnăvim. Până sus, vedeți că gheață până sus. Ce să faci? Și colțul la altul.